imaginați-vă un stadion cu 100.000 de, de, spectatori, uh, toți cu steaguri la Irlande și toată lumea a venit să o susțină pe Sonia Liban. Și atunci am zis, nu, eu voi deveni campionă olimpică. Dar așa mi-a mi, -a, mi -a segetat ceva prin minte și zic, nu, eu voi deveni campionă olimpică. Și am luptat până la final. Uh, cu, cu toată forța și cu toată energia mea și am devenit campioană olimpică într-un finish superb, nu o să-l niciodată am schimbat tactica în timpul cursei pentru că ea știa cred că mi-a și citit și mi-a uh, mi studiat tactica de competiție cert este că am schimbat-o nu s-a așteptat să să încep un finish prelungit, ea credea că o să fac finish de 200 de metri, nu, a fost un finish de 600 de metri progresiv și este că în ultimii 300 de metri am accelerat foarte tare și așa am putut -o să o să, să pun în dificultate persoana și să devin campioană olimpică. O cursă destul de grea dar cu, vă spun, după ce am terminat cursa, mergeam spre casă și a trebuit să pun gluga de la de la training în cap um, pentru că mă oprea toată lumea pe stradă